Cred că am ajuns un pic cam de vreme. Stăm și așteptăm să facă lumină. Care ar trebui să vină din partea aia. Nu se grăbește deloc. Nu are problemă, așteptăm, mai fumăm o țigară. Hai să luăm poveste. Ia că avem o primă trăsătură. O primă. Au mai fost până acum trăsături, dar... Opa! La bățul la colegul, nu singur. Să-l aduc aici la mincioc. Și asta cred că e o mreană frumușică. Da. Așa. Nu e o mreană. Ei. Un mărunaș. Un mărunaș michitel. Un scuturat și la colegul Ion. O babușcă roșoară, ce mama e. Trăgea la amândouă odată. Ai nevoie pentru răptă? Ce? Nu, i-am dat cu vidul. Suntem aici de când o dat prima lumină. Trăgea la două lansete odată, trebuie să-l ajut. El e Alex, l-ați mai văzut într-un video de-a meu. Salutare! Vă salut respectuos. Și văd că avem cât de cât activitate dimineață. Eu sunt formații ofensivă, ca de obicei, două fidere vermișor, una la crap cu porumb flotant și cu o coadă de cuvid la răpitor. Vă scuzați, vorbesc rar cum aici fumez. Nu e bine să am prea mare grijă de sănătatea mea și așa abia mi-a revenit. N-am mai venit vreo două săptămâni la pescuit și mi-era dor. Așa. Hai că mai revin cu alte trăsături. O smucit ceva bățul ăsta. Ia să văd dacă a rămas ceva acolo. Ceva l-a smucit, dar nu simt nimic. Nu e nimic. Mai degrabă cred că mi-a venit un băț peste el, dar nu, că-i vermișorii sunt blați. Sunt ciorcioliți bine vermișorii. O tras de el, o slăbi bățul, dar cumva o tras numai de vermișori. Ia să-i bag un plin. În caz că sunteți curioși ce nad e aici, ai benzar, nada roșii, pentru mreană. Și particule care le vedeți acolo sunt British Bread. British Breakfast. Fasolii, ouă și cârnați. Hai să-l dau înapoi și poate vine unul mai hotărât. Cam în sfârșit ceva trăsătură mai corectă la feeder. S-au liniștit acum, dacă mai trage, încă o dată le iau. Am singura trăsătură mai hotărâtă care am văzut-o, în rest, obleț și copiii lor. Guviz. A, să nu spui că acum ai lăsat-o și ai plecat. Că... mă apucă toate alea. Da, de când o țăcăni, eu o trag. Ia să vedem dacă rezervă ceva acolo viitorul. Na, frâna e strânsă, deci n-ar trebui să bâzi așa. Înseamnă că ceva este. Este o frunză sau este un pește? Am așa simt că se bate. Oho, dar ce ține fundul? Oare mreană? S-a băgat direct în agățătură. Bravo.
Ia să-l lăs o leacă, poate scoate. Trebuia să-l țin o leacă mai tare, mai din scurt. Acum am dat drumul la fir să scoată. Dacă vrea, dacă nu. Ia să vedem. Îți bat joc de mine. Ăsta îmi ținea așa bine. Nu, probabil era deja în ceva crengi deja. Da. Și le târiam și pe alea. Și de asta mă chinuia așa. Dar ce ăsta e? Ăsta e obleti? Da, mă. Fii atent cât a ștanga de obleti. Hai, că încă cât se va din ăștia și... Și am ce mânca, nu mai țin familia flămândă. Hai că îl dau înapoi. Dar o să fac o schemă, îmi spun o bobiță de silicon mică pe cârlig. Dar la cealaltă lansetă, unde tot așa mă bâzâi o bleță. La asta micuță. Că aici parcă-i cuib de vespi la asta. Cum i-am dat, cum începe să o zăpăcească. Și sigur deja mai am viermișorile aia. Îi fac plinul. Și să-i pun la cealaltă siliconul. Ia să vedeți ce schemă fac. Am să pun aici o bucățică așa mică de silicon pe cârligașul ăsta. Opa, așa. Să văd, poate reușesc cumva să păcălesc pieștea mici. Să mă mai zăpăcească. Da, să pun cumva așa. Cât mai puțin, să nu-mi încurce aici, să pot să înțep în caz de ceva. Da, asta e schema care cer să o fac, să evit oblețe și pește mici, dar mănâncă viermișori. Hai că-l dau în apă. Dacă ne-au zăpăcit ăștia mici până acum, măcar am mai scăpat de guviz, trage obletele. Niște obleți frumoși. Așa bine a mers că am ajuns să ne mulțumim și cu ăștia. Hai să vedem ce-mi trage mie acolo. Să vedem ce-i obletan. Sau dacă trage doar de viermișori, oricum n-am răbdare să lăs prea mult să joace. Da, trăgea doar de viermișori. I-am pus și mai mulți pe cârlig. Ca să nu-i salte prea rapid. Da, acă îi dăm. S-au mai rărit un pic trăsăturile. De la când am ajuns noi dimineața, au mers. S-au mai luat un scobar. În rest, o grămadă de din ăștia mici. Care și ăștia trag mai răruți. Am într-o parte unde a nimerit, zici că e crescătorie de obleț. Cum am dat acolo, cum o țăcăni, doar la viermișor. Dar sunt așa mici, că nici nu pot să iau un cârlig destul de mic în bot. Hai că-l dau pe ăsta înapoi. Și poate aducem ceva bun pe zona. Am mai schimbat o leacă și nada. Să vedem dacă se schimbă ceva în comportament și în prezența peștilor. Am avut ceva trăsătură mai hotărâtă, iarăși la feeder. Dar tot nu cred că e ceva mare. Să văd, dacă mai mișcă de ea, înseamnă că e agățat. Dacă nu, doar trage de cârca de viermișor care am pus-o pe cârlig. Am mai pus niște nade și la lanseta de crap. Montura exact ca tura trecută cum am folosit-o, cu tiger nut, cu porumb. Mai pus și niște nadă. Da. Nu pare o zi prea potrivită, cred. Oricum o stau toată ziua, nu mă grăbesc. Și obleți ăștia sunt buni, de când vreau să bag niște obleți prăjiți, mai ales că sunt mărișori aici, sunt frumușei. De fapt, ia să o scoate pe asta, că de obicei așa se întâmplă, trage o leacă de ea, după aia o lasă în neștire. Opa, așa. Hai să vedem. Am schimbat nada, am pus niște ceva cu TTX, cu nada de
lichinez ca să fie mai lipicioasă, mai... Ia, vedem ce avem aici. Un oblet. O bucată de obletar. El a tras mai hotărât. Dar nu știu, aici sunt mai... destul de măricei obleță. Pentru... cât o oblet. Pentru, cum am mai văzut eu în altă parte și am mai prins obleț, aici sunt campioni pisate obleți ăștia. Sunt mari și frumoși și înghit ca prostalanii. Tot cărligul. Ia uite. Da. Ce prăjeală fac din ei. Mamă, mamă. Hai că-l dau la grămadă. Văd că am iar trăsătură. Am și la asta, dar la asta cred că mi-a rămas doar siliconul pe... Ori a rămas ceva agățat acolo, curios, dar prea încet să mișcă, așa că am să-l mai lăs. O am simț pe asta înapoi și văd după aia ce mai este acolo. Prieteni, dacă urmăriți canalul meu împreună cu iubitele partenerele voastre, o să le recomand un canal. Aparține unei amice de-ale mele, are unboxing-uri, teste la parfumuri, tot felul de lucruri de prin magazine, chestii drăguțe, interesante, ce place oricui. Și vă ajutați-o cu o abonare și poate dacă vă place, să urmăriți cu plăcere. Trăsături anemice la feeder. Ala cum trăgea, abia o întindea așa, cred că e deja agățat. Dacă mai stau după el, dacă mai mișc o dată, sau chiar dacă nu mai mișcă, oricum nu mai am răbdare cu el. Oricum, le mai mut o leacă dintr-o parte în alta. Hai să vedem ce e aici. La cum mișca de ea, trebuie să fie ceva agățat. Un oblet e mare și frumos. Sau doi obleți. Un oblet e mare și frumos. Extraordinar. Ia uite pe băiat. Nimic de zis, e un oblet mare și frumos. Dar mai eliberez o leacă zona. Mai vine poate o mreană, ceva, o... Păcați, să lăcați pe asta. Mai era un oblet aici abandonat de colegul. Așa. Ți fac plinul și am să o mut în altă parte. Poate îi dau de peștile. Ceasul e aproape ora 1, cam așa. Am cred că vreo 20 ceva de obleți prins, doar ăștia trag. Am pus feederle unul lângă altul, să dau pe aceeași zonă, încerc să-mi fac acolo un padinadă pe un singur loc, mă rog, padinadă, cât se poate prut, unde să rămână cât de cât ceva de la coșulețe, dar încerc să-l fac mai concentrat într-un singur loc, poate atrag și altceva în afară de obleții ăștia obosiți. Da, și acum am țăcăne acolo în continuu, doar obleți,
Îs frumușie așa, dar nu pentru asta am venit. Deci că am venit pe zonă de obleț, normal au și ăștia o oră care se mai opresc, mai lasă loc și la alță. Dar ce să facem? Avem răbdare oricum. Ziua asta mai aici o pierdem, chiar dacă prindem, chiar dacă nu. Și dacă prutul ne dă obleț, obleț o să scoatem. Chiar m-am pus bine pe ei. Chiar am mai văzut la cineva, dacă nu mă înșel, pe la Alex Bucur, prin video, am văzut cum face niște obleți așa mișto, prăjiți, cu usturoi. Ceva de speriat. Și o să mă pun, o să încerc să prind cât mai mulți. Dacă asta dă prutul, asta luăm, cum spuneam. Asta e treaba. O să-i mai insist aici, o să mai revin ceva filmare. Oricum simt că o să vină ceva mai frumos. Așteptăm. Suntem pe o zonă nouă, nu știu dacă am mai spus, suntem pe la Bivolari. Și ce să facem? Îl așteptăm. Dacă am început să am trăsături, bine, trăsături am avut tot timpul, dar de obleț. Dar mai înainte am scos și un morunaș. Și mi-au mai băgat o leacă la inimă. Ia să vedem. Hai că tot insist aici, îl scoatem, ăsta sigur e oblepe. Dar continui și dau coșulețe. I-am dat în același loc, i-am dat des. Am văzut ceva atacuri pe acolo când îi lansez eu. Am mai intrat o leacă avatul în el. Poate îl mai fugărește și mai las o leacă, că dacă imediat ce am lansat s-o înfipt imediat acolo obleții, păi nu mai rămâne nimic, nici din vierb, nici din nadă, nici din nimic. Nu prea mai are loc și altă specie, ca zic așa. Ei, și acum că am tot insistat, poate mi-a mai rămas ceva un pic acolo pe vad, l-am mai tras și-a mai intrat și un morunaș. Ia, ăsta las, așa nu mai insist cu el. Dar îi dau coșuleții la greu. Îl înădesc la greu în același loc. Că n-am cum să nu insist pe el până la dun. Cum am adus un morunaș, poate să mai intri cu un scobar. Poate o plătică, un caras, un crap la 50 de kg. N-am pretenții. Ce-o fi? Așa. Să o plantez aici frumos pe locușor. Ia uite cum am pus-o, a început să țăcăne. Ai sărăcia asta de oblete. A, poate mai intra vatul în el pe acolo să-l mai împrăștie. Așa. Fiderul ăsta nu prea mai zis nimic, o să mai umblu și la el. Cam... Hai mă, nu uit asta. Au, ce bine smucește acolo. Da, asta vreau să zic, că o mai intrat și un morunaș, dar am băgat coșuleț după coșuleț. Ca să adun și altceva acolo, în același loc unde am dat. Da, na, greu, când ai o populație de obleț mai ceva decât China, greu tare să pună și altceva botul pe lângă ei. Adică mă apuc să mai scot și pe asta din dreapta. Să stau pe ele, nu vreau să le lăs, vreau să păstrez continuu nădit. Ia uitați o leacă aici, ce peisagistică, ce mare de frunze s-au adunat în față. Așa e, după amiază începe să bată vântul. Cade de peste tot, se adună aici. Măcar de-ar sta la suprafață mai mult, să nu mă încurce acolo jos. Curent aici nu e chiar așa mare să-mi ia firul înainte. Dar să nu mi se așeze pe acolo, pe vierb, pe astea, să le facă invizibile. Am lansetele de crap și de răpitor, nu a suflat, nu a zis nimic, nu a atacat nimic. Am și uitat de ele. În schimb, stau pe feedere. Ba, coșuleț după coșuleț. M-a mai impulsionat o leacă că n-am morunașul ăla. Și stau și dau un continuu. Poate mai întrețin acolo un pad de nadă ceva, să mai vină ceva mai mărișor. Dacă nu, oricum tau toată nada. Ia uite, avem și vizitatori. Vreo 3 lebădași în depărtare. Nu se apropie prea mult, spre caute. Că
li se înțeleg. La cât pește prindem noi aici, am fi în stare să le tragem și piere, să le băgăm la, la juvelnic. Așa. Parcă s-au mai liniștit un pic și obletele. Asta ar trebui să fie bun, poate lasă loc la altceva. Că ne-o zăpăcit până acum. Ne-o zăpăcit. Nu o mânca de o rupt, așa, flămând obletele. Mai rar. Da. Aici, cu tabăra noastră împrăștiată și dezordonată. Hai că mai așteptăm, mai avem ore bune de stat. Ceva frumos trebuie să mai vină. Ia uite-le cum glisează pe curent. Poate ați venit să mâncați obleță. A spus-o cu mine. Unde vă duceți? La Galați? Vor să ajung la Dunăre. Ia, stă fiderul foarte tensionat. La un moment dat a fost un șoc, așa, ori a venit ceva peste el, ori am ceva agățat acolo. Hai că urmează să aflu acum adevărul. Dar în același timp adevărul e că e plin, plin de frunze. Cam asta e perioada când începe. Noiembrie, decembrie, până în decembrie cred că cam așa, nu prea ai să mai faci la prut. Nu mai poți pescui de frunze, doar din decembrie încolo, că după ce se termină frunzele de căzut, atunci poate. Într-adevăr, ceva mi-a tras, mi-a zăpăcit vermișorii, mai văd ce-a mai rămas din ei, un priest. Da, să-i fac iarăși plinul. Nu, că lebedele alea din cauza lor, dacă nu erau, mi-a fugărit și o obleță care aveam aici. Opa. Mi-a fugărit atâta obleță ce mai aveam eu aici și doi avați mici. Mi-a fugărit lebedele. Da, să fac plinul. Fac lanseul la locul de onoare. Bă, ce mai prind? Poate fac măcar un set covrec de obleț. Gata. Uitați, prietenașilor,
atât s-a putut. 5 feedere, 8 ore sau 9 ore de pescuit, atât. O cârcă de obleț, un scobar, morunaș și de restul sărăcie. Asta e. Cam așa a fost tot anul ăsta pe prut. Și acum toamna, când mănâncă cel mai bine, o mâncat obleță. Zic decât fire întinse și rămâneți cu bine.